Proiectul prin care Primăria Lugoj vrea să-și consolideze capacitatea administrativă a fost lansat astăzi în prezența viceprimarului Cristian Galescu, a managerului de proiect Liviu Savescu și a Flaviei Coraș, asistent manager. Proiectul prevede o strategie de dezvoltare durabilă a municipiului pentru perioada 2021-2027, un sistem informatic integrat și realizarea unei arhive digitale. Obiectivul general îl constituie consolidarea capacității administrative prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative. Acest proiect va duce la implementarea unui standard de calitate în cadrul instituției noastre, un standard care va duce la mai bune servicii oferite atât cetățenilor municipiului Lugoj, dar și firmelor, agenților economici, ONG-urilor din orașul nostru. Acest proiect a început în 24 iunie anul acesta și durata de implementare este de 14 luni. Sistemul informatic integrat va oferi accesul publicului la informații și servicii online, printre care înregistrare de cereri, eliberare de certificate de urbanism și autorizații de construire, autorizarea activității de transport ori de comerț sau gestionarea proceselor din cadrul instituției. De asemenea, va fi folosit la programarea de audiențe și la centralizarea mesajelor, sesizărilor, plângerilor și propunerilor transmise electronic sau prin telefon de către cetățeni. Cheltuielile totale eligibile ale proiectului sunt de 290.435.000 de lei. Cofinanțarea este de 5.000 de lei, iar restul sunt cheltuieli totale nerambursabile.